Lăudat să fie Iisus Hristos! În seara aceasta sunteți mai puțin la biserică. Probabil pentru că e ziua mamelor, a femeii. Oricum, la mulți ani, surorilor care sunt aici în biserică. Dumneavoastră ați ales singure să vă dăruiți o floare, participând la calea Sfintei Cruci și la jertfa Sfintei Liturghii. Noi continuăm seria de meditații pe care am început-o cu Iisus pe drumul crucii. Și ne-am propus să ne oprim la câte o stațiune din calea Sfintei Cruci și să vedem ce ne spune acea stațiune. Data trecută am văzut prima stațiune. În seara aceasta ne oprim asupra celei de-a doua stațiuni. Iisus ia crucea pe umeri. Vedem această stațiune aici în față, în dreapta mea, cum îi se pune lui Iisus crucea. Sfânta Scriptură spune că înainte de a-i fi pusă crucea pe umeri, a fost dezbrăcat de haina roșie cu care îl îmbrăcaseră ca să-și bată joc de el și i s-a dat din nou hainele sale. A fost condamnat la moarte și acum, iată, îi se pune crucea pe umeri ca să o poarte până la locul condamnării, până pe Golgota. Și el o duce hotărât. A așteptat-o, ne-am rugat, la calea Sfintei Cruci, timp de mai mult timp, 33 de ani. A așteptat-o și a dorit-o. A vorbit despre cruce. La începutul misiunii sale, spunea, încă n-a sosit ceasul. Cu diverse ocazii, vă amintiți, de exemplu, la nunta din Cana Galilei, când Maria i-a spus, nu mai au vin, și Iisus i-a spus, femeie, încă n-a sosit ceasul. Și la un moment dat, pe măsură ce se apropia de finalul misiunii sale pe pământ, începe să spună că a venit ceasul. Ceasul meu a sosit. Le vorbește ucenicilor deschis. Le spune, vedeți, Fiul omului va fi dat pe mâna celor mari, pe mâna bătrânilor, arhereilor și a cărturarilor. Îl vor batjocorî și îl vor ucide. Ucenicii nu l-au crezut. Ba, din contra, la un moment dat Petru îi spune, ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple una cu asta. Și Iisus îi spune, pleacă de la mine, Satan, că tu nu gândești cum gândește Dumnezeu. Știa că aici va ajunge. Știa că într-o zi va lua crucea. Pentru asta venise. Ca să împlinească voința Tatălui Său din ceruri. Și să poarte păcatele noastre pe lemnul cruci. Și de aceea îl vedem acum cum ia crucea pe umeri ca pe un steag al luptei sale și ca pe unealtă a mântuirii noastre. O ia și o duce hotărât. Și privind la el, gândindu-ne la acele momente când i s-a pus crucea pe umeri, era moartea cea mai rușinoasă și în Vechiul Testament mi se spune că cine murea pe cruce era ca un blestem, ca un blestemat și de apostolul Paul va veni și va spune că el s-a făcut blestem pentru noi, pentru ca noi să avem viață. Îl contemplăm pe Mântuitorul cum își ia crucea în spate. Crucea
este sceptrul și în același timp tronul său de rege. Merge ca într-un fel de procesiune, prin cruce, ajunge la înălțare și ajunge la înviere. Crucea reprezintă pentru Mântuitorul modalitatea lui de glorie, de slăvire, de înălțare. Spuneam că a dorit-o și a așteptat-o. Și acum a venit ceasul. Și de atunci crucea a devenit un semn al civilizației. Pentru că acolo unde s-a înălțat crucea, a apărut civilizația, au apărut școlile, au apărut spitalele. Toate acestea au apărut mai întâi pe lângă biserici. Pe lângă acei oameni care cinsteau crucea și îl cinsteau pe Mântuitorul care a murit pe cruce. Și crucea a reprezentat de atunci și până astăzi minunile pe care Dumnezeu le-a făcut în viața oamenilor. Pentru că prin cruce mulți s-au întors și au găsit drumul cel drept spre cer. Crucea Mântuitorului și crucele noastre. Să ne gândim, de exemplu, la un Anton Durcovici, care într-o zi, ne spune un martor, pe la orele 9 a fost împins într-o celulă, gol, și ceilalți au sărit și l-au acoperit cu o pătură. Și martorul spune că în acele momente, probabil după ce fusese bătut, a găsit puterea să-i încurajeze pe ceilalți și să le spună: purtați crucea Mântuitorului cu încredere, căci vor veni clipele mântuirii și pentru acest neam, pentru acest popor. Crucea pe care a purtat-o Anton Durcovici l-a dus la înălțare. I-a sfințit viața. El a rămas și în acele momente cu Mântuitorul. Sau să ne gândim la alții care au suportat închisoarea. Un Tertulian Langa, un preot greco-catolic, spune că și el a fost închis. Și el povestește că îi se cerea să facă pactul cu ei, cu comuniștii, să-i trădeze pe ceilalți. Și ar fi fost liber. Dar nu a vrut lucrul acesta. Mi se cerea mărturisirea. Mărturisește tot, îmi spuneau. Exasperați că nu mă pot scoate din muțenie, unul dintre călăii mei spunea colegului său de rangă: mai treci și tu, mă, și dă-i să-l scoatem din țățâni. Nu vezi cum tace bestia fascistă? Și rabdă ca un nebun fanatic. Oameni care au rămas cu Hristos în momentele grele. Ne gândim la crucile noastre. Și noi avem multe idei despre crucile pe care le ducem. Purtăm crucea la gât și spunem că o purtăm. Alții o poartă în ureche și spune: ne purtăm crucea. O avem în casele noastre, o avem în biserică. Mântuitorul asta a spus într-o zi: cine vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Și ce înseamnă să iei crucea? Spuneam că avem multe idei despre cruce. Auzim pe câte ceva spunând: părinte, am o cruce grea.
cu soțul meu. Bea, înjură, vorbește urât. Adică te uiți la soțul tău și vezi crucea în el. Deși te-ai căsătorit cu el, l-ai iubit. Sau auzi câte un soț și eu am o cruce grea. Toate mai vorbesc, dar a mea, numai cu gura pe mine, vorbește cât zece. Asta e crucea. Adică te uiți la soția ta și vezi în ea crucea. Oare asta să fie crucea despre care vorbește Mântuitorul că trebuie să o purtăm? Sau ai copii și sunt adolescenți și începe unul să strântească ușa, altul să-ți răspundă înapoi, să nu mai asculte și tu te uiți la copiii tăi și zici, grea cruce. Adică copiii au devenit crucea. Sau sunteți căsătoriți și aveți o soacră care nu vă slăbește. Și tu zici, o mai fi soacră, dar a mea e jale, asta e crucea. Să fie oare crucea chiar soacra? Porți o boală, tragi un picior după tine și vezi, te uiți la tine și îți vezi boala și zici, asta e crucea. Să fie astea crucile. Vedeți dumneavoastră, la un moment dat, în Evanghelia după Sfântul Luca, evanghelistul mai ne dă un amănunt la acest text despre care vă vorbeam. El spune, cine vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Cu alte cuvinte, iată ce ne spune Evanghelia. Că această cruce este generală, o au toți și că e în fiecare zi. Și nu e numai atunci când vezi în soțul tău crucea sau în soția ta sau în ceilalți sau lucrezi undeva și șeful tău îți face viața amară și tu stai și te gândești și zici, grea cruce și cu serviciul ăsta. Asta e crucea care trebuie să o port. Dar nu știu dacă crucea e chiar șeful de la muncă. Ci vedeți dumneavoastră, Iisus spune că în necazul fiecarei zile, în durerea fiecarei zile, trebuie să rămâi alături de Mântuitorul. Și asta e crucea care spune Mântuitorul că trebuie să o purtăm. Și astăzi să fim cu El. Și mâine, și poimâine, și în fiecare zi să fim tot mai aproape de El. Pentru că așa, dacă ne gândim bine, sunt oameni care vor să-și facă crucea mai ușoară, mai tot taie din ea. Ei spun, domnule, asta că merge și cu biserica și cu cerul, merge și așa. O, chiar în fiecare duminică la biserică, mai scurtez din cruce, mai o glumă cu ceilalți, mai un banc, mai o înjurătură, mai un pahar de vin în plus, merge și așa, ne spovedim, mergem înainte. Mai tot tăiem din cruce, tot tăiem. În părinții pustiei găsim la un moment dat, povestește un părinte, spune, a venit unul în pustiu ca să-și sfințească viața. Aveam obiceiul că posteam de două ori pe săptămână. Și într-o zi, el a venit și mi-a spus, două-s prea multe. Una. Rămâne una. Și de la una a ajuns la niciuna. Și apoi, într-o zi, nu l-am văzut la biserică. M-am dus la el și i-am spus, frate, tu ți-ai scurtat crucea. Ai grijă. Dimineața a venit la mine răvășit, speriat. Ce s-a întâmplat? Frate, am avut un vis. Un vis care m-a trezit din somn. Se făcea că treceam o prăpastie. Și erau mulți frați. Și fiecare, ca să ajungă
în frumusețea lui Dumnezeu, în cerul lui, și a luat crucea de pe umeri și a pus-o peste prăpastie. Și așa de mult se potriveau crucile lor încât au trecut voioși. Când să-mi pun și eu crucea mea, era prea scurtă. Asta am visat și asta m-a făcut să mă întorc. Mă voi întoarce. Ei, cam așa facem și noi uneori. Ne tot scurtăm crucea. Azi mai renunțăm la post, mâine la rugăciune, poimâine nu ne mai sfințim viața și tot o scurtăm. Dar în seara aceasta, Mântuitorul asta vrea să ne spună. Privim la El. El a luat crucea și a dus-o înainte. Alții credem că e prea grea crucea noastră. Ne tot plângem. Fiecare are o cruce, spuneam. Și noi ne gândim. Fiecare, da, are o cruce. Dar nu ca a mea. A mea e cea mai grea. Mă omoară, mă dărâmă, umărul mi-l lasă la pământ și simțim câteodată că nu mai putem duce. Și tot așa vreau să vă spun că din înțelepciunea părinților pustiei, tot despre unul spune că la fel, i s-a părut că crucea lui este cea mai grea și l-a rugat pe Dumnezeu spunând, Doamne, schimbă-mi crucea, eu nu mai pot să o duc pe mea. Dă-mi alta mai ușoară, așa cum au vecinii mei, cum au frații ceilalți. Și se spune că Dumnezeu i s-a arătat în vis și i-a spus, uite, îți trimit un înger și te duci la depozitul de cruci și îți alegi tu una care îți place ție. Și s-a dus și de dimineață până seara a tot încercat. Ba o cruce că îi se părea că e mai scurtă, ba alta că e mai lungă, ba alta că e mai ușor de dus. Într-un târziu seara a găsit o cruce așa mai frumoasă, mai potrivită și a zis, asta o vreau. Și îngerul i-a zis, păi asta e a ta, care ai lăsat-o de dimineață. Asta o aveai și până acum. Cine vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Să fim cu Mântuitorul în fiecare zi, asta e crucea. În ciuda necazurilor, a bolilor, a problemelor pe care le avem, să fim cu El. Vă mai amintiți la botez? Ați participat cu siguranță la botezul unui copil. Și lucrul ăsta se repetă și în noaptea de Paști, când suntem puși să ne lepădăm de Satana și de toate faptele lui și de toată trufia lui. Și tocmai ne lepădăm de Satana și asta înseamnă lepădarea de noi înșiși, ca să ne unim cu Hristos. Îi spunem nu Satanei și asta înseamnă lepădarea de sine și îi spunem da Mântuitorului și asta înseamnă a ne purta crucea. Atunci când îi invita pe ucenici să-și poarte crucea, la ce se gândeau oare ucenici? Că la un moment dat Petru a fost scandalizat la moarte. Ei vedeau în fiecare zi sau foarte des condamnări la moarte. Și vedeau cum condamnații trebuiau să-și poarte crucea, să-și o ducă spre moarte. Și de asta au refuzat, s-au speriat ucenicii. O, moarte nu, că noi n-am visat așa ceva. Dar a ne purta crucea înseamnă a muri pentru o lume veche, pentru lumea păcatului. A călcat păcatul în picioare. Crucea a devenit pentru Iisus instrumentul gloriei sale, instrumentul înălțării, al mântuirii. Să devină crucea noastră de fiecare zi, instrumentul sfințirii noastre, al înălțării noastre spre cer, al apropierii de Dumnezeu. Asta e purtarea crucii.
Să-i cerem, deci, puterea de a accepta în fiecare zi crucea pe care viața ne așează pe umerii noștri, pentru a-L putea urma pe El pe calvar. Să fie crucea o trambulină spre glorie, spre cer. Ne-am rugat la calea Sfintei Cruci, la stațiunea a doua. Iisuse, dă-mi harul să prețuiesc și să iubesc patima și crucea ta sfântă, precum și suferințele ce le-mi trimiți. Amin. Și din nou spunem împreună, ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Lăudat să fie Iisus Hristos.